Acum sunt două variante. Ori purtăm Duhul dragostei și a omeniei și încercăm să ne întoarcem la dreptul adevăr universal al lui Hristos, ori dacă nu începem și noi cum fac cei de la ISIS și ne ucidem între noi, eu te omor pe tine că ești ortodox, tu mă omori pe mine că sunt catolic și ne scoatem ochii, ne ucidem copiii, începem războaie interreligioase, că au și fost pe glob acestea, dacă citim ce s-a petrecut în toată istoria Bisericii Universale, te îngrozești. Lumea civilizată și care crede în Dumnezeu, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al nevolniciei. Apostolul Pavel folosește un termen excepțional de frumos în epistolele sale și spune așa: Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Spune în Sfânta Scriptură că dacă fratele tău greșește, indiferent cine ar fi el, să-i spui între tine și el: frate, ai greșit, dacă l-ai câștigat, îți ești ca un prieten. Dacă nu l-ai câștigat, îl mustri între alți doi, trei și tine. Și dacă l-ai mustrat între mai mulți și tot nu înțelege, îl dai soborului, îl spui bisericii. Adică cine se ocupă mai departe? Cârma bisericii se ocupă de îndreptarea acestor lucruri. În momentul în care nici așa nu înțelege, ție ți este ca un păgân și ca un vameș. Adică nu mai ai treabă cu el. Deci eu pot să-ți dau ție bună ziua pe drum, iar în materie de credință nu avem ce discuta. Eu mă rog așa cum am învățat de la Sfinții Apostoli, eu mă rog așa cum am învățat de la Maica Domnului, așa cum am învățat de la Mântuitorul Hristos, așa cum am învățat de la Sfântul Pavel și cum învață Scriptura Noului și Vechiului Testament, iar dumneata rămâi în ce credință dorești și este strict treaba ta personală. Deci, noi nu putem face niște revolte din astea negândite și nechipzuite sub pretextul că am putea noi schimba ceva în biserică dacă ne certăm între noi. Dumnezeu spune undeva într-un cuvânt al Scripturii așa: eu sunt cel ce sunt. Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. O iotă sau o cirpe din Scriptură nu se va schimba și până nu se va împlini, nu va trece și nu va fi sfârșitul. Deci dacă tot ce scrie în Scriptură se va împlini, înseamnă că deopotrivă credința cea adevărată, credința cea dreaptă, apostolică și binecuvântată de Dumnezeu prin jertfa de la Ierusalim, de la Golgota, înseamnă că rămâne veșnică. Mântuitorul Iisus Hristos, Mântuitorul Iisus Hristos a venit și a spus așa: nu te teme, turmă mică, Domnul a binevoit întru tine, porțile iadului nu vor birui biserica în veacul veacului. Deci chiar dacă noi știm că există lupta și forța răului, deci noi nu putem să ne temem atâta timp cât această biserică în care ne rugăm are cap pe Hristos. De-aia când vă uitați în Pantocrator, el stă acolo sus, e capul lui Hristos. De ce? Este simbolul stăpânirii Universului de către Creatorul Său, Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Fiul cel unu născut. De ce v-am spus lucrul ăsta? Noi, ca și creștini ortodoxi, avem de mărturisit trei lucruri. Un Domn, adică deci Dumnezeirea, care este un singur Tată tot ce mișcă, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Totțiitor. Avem de mărturisit trei fețe, lucrarea Fiului, Cuvântul întrupat și lucrarea Duhului Sfânt, care este purces din Tatăl, cum ne arată Evanghelia lui Ioan și cum ne spune Hristos. Și avem de mărturisit ce? Puterea Sfintei Cruci, pe care o spune Apostolul Pavel: nu mi-este amălăudat decât în crucea Domnului. Deci, noi avem de ținut minte câteva lucruri simple. Trebuie să știm bine crezul pe din afară și să nu ieșim din litera Noului Testament. De-aia avem păstori în biserică, de-aia s-a pus preot în biserică, de-aia s-a pus episcop în biserică. Deci, în momentul în care noi nu păstrăm acest lucru, rupem legătura și cu sfințenia. Deci noi pierdem sfințenia Harului Duhului Sfânt și ne trezim în afara bisericii. Și afară de biserică nu există mântuire. Deci nu putem nuanța ortodoxia. Lucruri de acestea au mai fost în ortodoxie. Nu este prima oară.
Au fost vremuri în timpul celor trei mari erari, Vasile, Grigore și Ioan. Când erau ioanitei, în care spunea că Ioan Gură de Aur e cel mai mare. Și astăzi Justin Pârvu e cel mai mare. Era și vremea când spunea că Sfântul Grigore e cel mai mare. A fost o vreme când a spus, Părintele Cleopa e cel mai mare. A fost o vreme când au spus, nu, Grigore e cel mai mare. Și au apărut grigoritenii. Și alții spuneau, nu, Părinte Arsenie Papacioc e cel mai mare. Și a venit Dumnezeu din cer pentru credința și râvna cea curată și pură. S-a arătat episcopului Ioan al Evhaitelor și a spus, fă o sărbătoare în calendar în care să pui pe toți cei trei erari, Vasile, Grigore și Ioan, că ei în fața Sfintei Treimi una sunt. Deci, lucrul acesta n-a fost numai atunci. Ne ducem mai înapoi și găsim în Faptele Apostolilor și în Epistole scris următorul lucru. Au s-a împărțit Biserica lui Hristos? Este a lui Petru? Este a lui Pavel? Este a lui Chefa? Este a lui Apollo? Nu! Hristos este totul întru toate. Dumnezeu e deasupra tuturor. Deci noi, indiferent ce mărturisim, de la orice amvon, noi nu putem mărturisi decât un Dumnezeu în treime, unul în ființă, o cruce și o jertfă, o întrupare și o fecioară și o biserică sfințită al cărui cap este Hristos, întemeiată pe sângele Său. Deci noi nu putem veni să mărturisim altceva, dar nici nu putem să începem un fel de dihonie și dezordine din asta în biserică, în care credincioșii se împart în tot felul de ăștia de râvnitori, dar eu aș admite unui creștin că este râvnitor când îmi recită pasaje întregi din Noul Testament pe din afară, când îmi știe măcar jumătate de psaltire pe din afară, când cunoaște toți Sfinții Părinți, se practică acest formalism de exprimare. Sfinții Părinți spun! Spun Sfinții Părinți. Dar Sfinții Părinți, când au spus, au scris niște opere dogmatice, cristologice, apologetice, teologice. Grigore a scris, Grigore teologul, a scris despre Dumnezeirea Duhului Sfânt. Sfântul Spiridon a vorbit de Dumnezeirea Treimii. Sfântul Atanasie cel Mare a vorbit și el la rândul lui de lucrarea Duhului Sfânt și de lucrarea Fiului. Deci noi nu putem să venim să spunem Sfinții Părinți au spus. Sfinții Părinți au lăsat niște titluri, niște opere pe care noi azi le ignorăm, nici nu știm cum se cheamă, nici în ce biblioteci sunt. Nu le-am citit, n-am deschis ochii, dar pentru că există oameni scutiți de pravilă, de canon și de ocupații creștinești, ei stau toată ziua și meliță sau bârfesc și batjocoresc așa ca la ușa cortului și fac din biserică ce? Un fel de troacă, un fel de mahala, dacă ați văzut când te duci într-un staul de vite după ce ai dat mâncare și baligă și resturi de mâncare și mizerie și glod și tot, nu-i curățenie. Deci nu asta e biserica. Biserica are un cap al cărui cap vine din cer. Este cuvântul lui Dumnezeu care s-a întrupat între noi oamenii. Are un Hristos care o păzește. Și să fiți siguri că dacă de 2000 de ani biserica nu a căzut, și să fiți siguri că dacă de 2000 de ani Dumnezeu a găsit oamenii care să o salveze, și dacă Dumnezeu a găsit episcopii care să o mărturisească, și dacă Dumnezeu a găsit înțelepciunea care să o păzească, Dumnezeu nu leapă de biserica sa și nu așteaptă să o păzim noi pe tabere și pe cete, spurcându-ne și jignindu-ne unii pe alții. Deci, este plină mass media, dacă vreți să vă uitați peste tot, toată lumea s-a făcut mărturisitor de credință. Mărturisirile de credință se fac numai în cadrul sinoadelor, numai în cadrul sub pavăza preotului care te spovedești, dacă îl vezi că mărturisește greșit, îi spui, părinte, mie mi se pare că nu predicați ortodox, nu vreau să vă supărați, dar se pare că ați ieșit din tiparul învățăturii Scripturii,
Preotul la rândul lui se sesizează și se duce și spune episcopului unde greșește și corectează. Deci nu putem noi să ne facem peste noapte mărturisitori cu ciomagul, cum citeam acum într-o zi ceva undeva. Nu mai mergeți la biserică, nu vă mai spovediți, nu mai cumpărați lumânări, nu mai cumpărați cărți. Dar ce are treabă unul cu celălalt? Ce treabă are dreapta credință cu lumânările și cu cărțile? Dreapta credință îți păzește sufletul de pierderea Duhului Sfânt. Cât timp păstrezi învățătura dreptei credințe, tu ești sub pavăza Duhului Sfânt. Cât timp ești sub ascultarea duhovnicului, ești în biserică. Cât timp duhovnicului sub ascultarea episcopului, tu ești în biserică. Cât episcopului sub ascultarea Duhului Sfânt, tu ești în biserică, sub Hristos. Deci nu trebuie să ne găsim noi să fim un pic mai deștepți, că în filocalie spune clar. Oaia, chiar dacă are lână de aur sau dă lapte mai mult decât o oaie, ea rămâne tot oaie, nu va fi niciodată păstor. Deci ce vor crede cei de alte religii, unde este mult mai multă severitate rațională față de libertatea care ne-a dat-o Hristos, fiindcă Hristos n-a vrut să facă o ortodoxie egemonică. Ce ar fi fost să fi fost valabil în ortodoxie? Supremația. Ce spune unul, fac toți, ca la împărat în Evul Mediu. Nu faci ce spune împăratul, stai capul. Nu. Ai dreptul să gândești, ai dreptul să te exprimi, ai dreptul să mărturisești, dar numai în normele bunei credințe. Sfinții au avut o delicatețe, sfinții au avut o bună cuvință, sfinții au avut o bună evlavie, sfinții au avut o bună cunoaștere și comuniune cu Dumnezeu și noi nu putem prin aceste grupări care vin toată ziua și scormonesc și nu înțeleg că ajunge o bâtă la un car de oale, vin tot timpul și scormonesc și creează disensiuni, uitând că biserica este o biserică a rânduielii Duhului Sfânt. Care sunt roadele Duhului Sfânt? Dacă vrei să-ți dai seama că ai de-a face cu oameni și de sub tutela Duhului Sfânt. Pacea, bucuria, nu? Și îndelungă răbdarea. Deci cum mai ești tu sub Duhul Sfânt dacă vii și te răzvrătești și vii și vorbești ceea ce nu-i de vorbit și spui ceea ce nu-i de spus?